Recent, Ana Maria Prodan a publicat și o foaie în care apar mai multe informații legate de salariul lui Reghecampf. Putem vedea că în perioada în care a lucrat la Kaiserslautern, între 2008 și 2010, acesta a avut un salariu fix pe lună de 17.000 de euro și încă 6.000 de euro prime pentru Crăciun sau sărbători de genul. Pe lângă aceste sume, dacă Laurentiu mai reușea să aibă cel puțin 15 minute jucate într-un meci și echipa făcea egal sau câștiga, mai exista 1.700 de euro pentru fiecare punct. În cazul în care timpul petrecut pe teren ar fi fost mai mic de 15 minute, acele bonusuri per punct se aplicau cu 50% din valoare. Prezentând aceste informații, Prodan vrea să arate că de fapt Laurentiu nu ar fi câștigat atât de bine precum spune. Zilele următoare este posibil să aflăm și salariile și contractele de la echipele din golf, unde vom vedea dacă într-adevăr Reghecampf câștiga acele milioane de care s-a vorbit. Toate aceste informații prezentate de Ana Maria vin în răspuns la podcastul făcut de Reghecampf, în care spune partea lui de poveste, podcast unde a fost însoțit și de Corina Caciuc, care însă nu a participat. Pe lângă aceste informații, Prodan a adus și multe jigniri și insulte directe lui Reghecampf. Șarlă de om, erau copiii tăi, golanule, tu meriți să mergi direct în iad. Cum să vorbești, măi, golanule, că ai dat banii copiilor? Ce au scăpat printre degetele prostituatelor le dădeai? Impresara a spus cuvinte dure la adresa antrenorului Universității Craiova și a amenințat că va face mai multe dezvăluiri despre plecările lui de la echipele arabe pe care le-a pregătit. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!